Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru septembrie. Da, este cam târziu, așa, așa, așa. Încă mai aveți timp să vă bucurați de septembrie, să ne bucurăm. Îmi cer scuze pentru unghiile, nu sunt tocmai aranjate, dar de o lună și ceva muncesc, renovez, vopsesc, dau cu lavabile, lucrez în grădină, am foarte multe lucruri de făcut și n-are rost să-mi fac manicura când vorba aia, am rupt tot timpul unghiile. Așadar, trecem peste aspectul ăsta. Hai să vedem. Interesant este, nu știu ce se întâmplă în viața voastră, dar în ambele seturi de cărți a apărut în timp ce am amestecat 7 de monede. E o chestiune probabil financiară, ori financiară, o relație, voi știți, în care sunteți în așteptare, dar sunteți și precauți. Sunteți în așteptare, cred că și din cauza că vreți voi. Dacă cineva vă pune în așteptare și e precaut față sau precaută față de voi, voi știți, o să vedem dacă apare ceva de genul ăsta în etalare, dar 7 de monede de două ori ar fi, să zic, și un soi de avertizare, să fiți precauți cu finanțele, că tot se scumpesc toate, că tot e criză financiară, aveți grijă cum investiți, fiți atenți în investițiile, la investițiile voastre, inclusiv cele sentimentale. Inclusiv cele sentimentale. Dar, hai să vedem care e situația. Berbec, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. Septembrie 2022. A venit și septembrie, a venit și toamna. Hai să vedem, berbecuți. Berbecuți. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. O dată, de două. Să iau pe asta? Ba da, de trei ori. În fine, o să și tai. 26. Ia uite, vedeți, are oarecum legătură, zic eu. Și tai și cărțile și vedem încă o carte. 16. 16, 26. Probabil că unii dintre voi vreți să vă vindecați de o situație mai veche. Poate în dragoste, apare 6 de două ori. Poate în dragoste cineva s-a gândit mai mult la el, la ea, și acum vă gândiți eventual, pentru că e un soi de transformare. 7 și 8, da? Sunteți precauți și vă gândiți cum se pot transforma lucrurile, în ce sens, nu neapărat să transformați situația respectivă, cât să retrăiți altceva. De acum încolo. Dar vedem ce alte cărți apar. Vă gândiți. În primul rând, dacă vreți o relație doi, în care cei doi oferă și primesc de comun acord în cantități, eu știu, aproximativ egale cantități, în fine, vorba vine, cantitate, că nu putem măsura, da? Dar și nici nu putem gestiona. Dacă așteptăm tot timpul echilibru, nu știu dacă este tocmai bine. În ce sens? Uneori unul dă mai mult, alteori dă mai puțin celălalt. Dar se schimbă situațiile și atunci cel care a dat mai puțin dă mai mult. Echilibrul ăsta se manifestă în timp, nu pe loc. Aici vreau să ajung, da? Dacă e vorba de relații. Ideea este că șasele ăsta vorbește de dragoste, de echilibru, într-adevăr. Dar cărțile mai mi-atrag atenția și asupra unei probleme financiare. 2 și cu 6 înseamnă 8. La capătul setului de cărți apar peștișorii, care vorbesc despre bogăție, despre bani. Poate vă gândiți totuși la bani. Poate este un lucru îndepărtat, steaua la care vă gândiți. Cum să faceți bani? Și vă puneți pe hârtie, apropo de 7 de monede, vă puneți, ia, vedeți cărțile? Of. Vă puneți pe hârtie. Poate faceți manifestări, poate ați învățat să faceți manifestări și să vă atrageți abundență. Ia uite, aveți niște oameni care vă dușmănesc, într-adevăr. Dar clar vă vindecați și voi de un dușman, de niște situații foarte complicate, foarte complicate. Probabil cineva, e o dușmănie legată de abundență și de bani. Da. În fine, știu cum e, se întâmplă. Am berbec în casa carierei, a imaginii publice și atunci se întâmplă să fie invidiat. În fine,
Dar vorbeam de bani. Dacă vă gândiți cum să faceți bani, cum să vă transformați viața și să manifestați abundență, probabil faceți intenții. Și știți că trebuie să așteptați 7, da? 7 de monede, am zis apărut de 2 ori, pentru că e o idee îndepărtată, e o dorință care se va întâmpla cândva. Acum vedem dacă are legătură și cu banii. Poate unii dintre voi vreți să scrieți ceva interesant, ce mesaje vin, aș mai vorbi o grămadă, dar trebuie totuși să scot cărțile. Vine un mesaj, poate cineva vrea să scrie o carte. Da? Și trebuie să vă dați timp, să vă gândiți. Știți că acea carte face parte din misiunea voastră și vă va vindeca multe lucruri. Hai să vedem berbecul, soarele, luna, venus, ascendent, nodul nord în berbec. O dată, de 2 ori, de 3 ori, septembrie 2022. Regele de monede, apropo de bani, dar și de statut profesional și de relații, poate profesionale. Vedem. În trecut, 9 de monede, de ce fi zis 7, nu știu, regina de spade, nu de monede, mai, de pute, mai, mai pisi, mai. Dacă asta ia macarona cu acest diavol, este superb, este superb. Aici puteți să fiți voi. Poate aveți și marcaj în alte aspecte, în alte zodii de foc, nu știu. Aveți marcaj în aer, în capricorn, nu știu. Apropo de carieră, apropo de dușmănie pentru bani. Ce ziceam eu mai devreme? Ia uite. Că sunteți frumoși, frumoase, că sunteți inteligenți, că aveți, eu știu, succes. Aveți dușmani. Ați avut, știți, în fine, și vor mai fi invidioși. Dar e fain că totuși blocați ceva. O să vedem la clarificare. Se pare totuși cu regina de spade că a fost o discuție. O discuție în care s-au stabilit poate niște granițe, ar fi minunat. Și dacă ați reușit cu acea sabie să și tăiați lanțurile, codependențele și adicțiile și eu știu ce a fost toxic între voi și cineva, e și mai și. Poate cealaltă persoană a făcut acest lucru, nu știu, dar semn de foc, semn de aer și capricorn. Hai să vedem. Ia uite. 5 de spade, regina de monede, iar invidioși pentru bani și turnul. Cineva vă invidiază. Clar, am zis invidii. Invidii pentru bani. Regina de monede și turnul. O să clarificăm. Da, aș zice că e o separare. O vedeți și voi. O separare de persoanele acestea. Poate că sunt două tipuri de invidii și de blocaje și de răutăți care vin pe parte de carieră, 15-16, interesant, și pe parte de, eu știu, altfel de relații, în familie, la, eu știu, prieteni, rude, dar blocați. Probabil că ei mai vorbesc, se uită la voi, mai comentează, mai își bagă nasul, să sperăm că nu au șanse. Pentru că sunteți, aici este central, sunteți voi stabili, apropo de bani. Și nu mă gândesc doar la bani, nu, sunteți stabili. Doamnelor, în mod special. Poate învățați să vă cunoașteți valoarea în cazul în care nu v-ați cunoscut-o. Una e să fii încrezător, că berbecul e încrezător, dar una e să-ți cunoști valoarea, e o mare diferență. Poate acum vă concentrați mai mult pe stabilitatea voastră și mai puțin pe impulsivitate. O să clarificăm. În viitor 10, iau de 9 și 10. Da, terminați cu cei care. Iau de 10 de bâte, 9 de cupe și 8 de cupe. Aș spune, nu știu, deci pare central, pare o concentrare pe voi înșivă, în sensul frumos. Stabiliți granițe, vă cunoașteți valoarea, vă concentrați pe stabilitatea voastră și învățați să vă iubiți. Și primiți în sufletul vostru doar acei care oferă ceva special, ceva care vă completează nou, mai are nevoie de încă o cupă, da? În principiu sunteți bine. Iar vă eliberați de cei care sunt toxici, 8 de cupe. De cei care vă pun în cărcă prea multe responsabilități. Sau, eu știu, da, e o eliberare, eu așa văd. Probabil că sunt două tipuri de relații. Sau una și aceeași care s-a manifestat pe două planuri.
Și atunci, în acest motiv, a trebuit să fiți foarte autoritar, regina de spade, și să stabiliți. Da, probabil că o să fie niște chestiuni de discutat la capitolul justiție în, sau dreptate în familie. Dreptate în familie, aș spune. Uite, justiția, marele preot. Încheiați un capitol, pentru că acolo, acasă, ceva s-a întâmplat pentru unii dintre voi. Ia uite, la capătul setului de cărți, trei de spade. Dezamăgire. Ori voi, ori cealaltă persoană se simte dezamăgită, se simte nemulțumită, nu știu, dar merge într-o nouă direcție, valetul de monede, și vrea să muncească iar. Dar totuși vorbim despre voi. Dacă în etalarea voastră energiile sunt inversate și apare energia altei persoane, voi știți. Dar vorbim despre voi. Că nu degeaba a apărut 16, interesant, 16 este și la turn. Dar în acest set de cărți, 16 vorbește despre vindecare. Dar vindecarea nu poate să vină decât prin separare, prin trezire. Probabil că această carte vă ajută, vă dă și calea prin care puteți să manifestați vindecarea, da? Scriere, intenții, manifestări, reverii. Aș fi vrut să clarific atât de mult, dar se pare că la voi e necesar. Hai să clarificăm diavolul. Băi, berbeci, unii zic că sunteți chiar voi diavolul sau diavolița, din cauza că sunteți mai căpuși, dați cu capul în ziduri, le spargeți uneori, alteori, nu știu, e o glumă, nu știu cât de bună este, dar hai să vedem. M-am cunoscut și berbecuțe mai degrabă. Chiar foarte empatice și foarte de treabă. Regina de monede, interesant. Temperanță și 10 de spade. O obsesie pentru bani, obsesia cuiva. Și regina de monede, într-un fel sau altul, reprezintă zodia Capricornului. Ia uite, dorința de independența cuiva, nu de monede. Independența financiară, stabilitatea financiară a unei energii feminine, în mod special, probabil, că face o altă persoană să se simtă poate trădată sau poate nepotrivită, insuficientă pentru voi, dacă voi sunteți în această poziție, un soi de autoritate, independență financiară, ceilalți probabil nu se simt suficient de bun pentru voi. E un sentiment de trădare. Poate a fost o trădare din punct de vedere financiar, nu știu, dar trădarea asta vine cu o lecție învățată, lecția echilibrului, a vindecării, temperanța, aș spune. Iată și pe regina de spade. Zece de băte, dar apare 10 de băte și aici. Ar putea să fie, nu știu, un divorț sau o situație la locul de muncă. Sau poate un semn de aer, balanță, gemeni, vărsător, să se simtă apăsat. Ia uite, justiția, probabil balanță, apăsat de prea multe responsabilități
și dorește o nouă relație, asul de monede. În ce sens a păsat? Când cineva vrea foarte... Știți cum e? Eu știu cum. Eu știu. Și cred că unii puteți să mă înțelegeți. Când tu, ca om, vrei foarte multe de la tine și ai de-a face cu oameni care nu vor atât de multe de la ei, devine o apăsare. E un consum de energie să stai în preajma cuiva care este ambițios. Acum nu știu dacă ambițiile astea au deviat. Ale cui sunt? Voi știți. Cineva este foarte concentrat pe bani, pe carieră. Poate să fie și o soție, regina de monede e o soție în general. Obsedată de bani? N-aș vrea să cred, dar posibil, eu știu. Nouă de băte. Cine a pus acolo granițe? Nouă de băte. Pentru perfect. Nouă de băte. Ia uite. Doi de cupe. O relație cu un suflet pereche este blocată din cauza acestor probleme, care țin de carieră, de ambiție, poate să fie și o căsnicie toxică, care își pune problema divorțului sau, dacă nu divorțului, a stabilirii unor granițe. Cinci de spade. Da, căsătorii, am zis bine, marele preot. Ar putea? Cinci de spade. Cinci de spade. Cinci de spade. Pentru bebecuți. Uf! Asta era. Șase de cupe. Sentiment de abandon. A trebuit lăsat această relație de suflet? Probabil a fost blocată această relație de suflet din cauza unor alte situații în carieră, acasă, în familie, dacă nu e căsătorie, poate să fie cultura, tradiția în care ați fost crescuți, da? Din cauza unei ambiții, obsesia pentru bani a cuiva, poate să fie o femeie obsedată pentru bani sau cineva obsedat pentru o femeie puternică sau eu știu, sunt variante, da? Deci din cauza aceasta, acest suflet pereche, acest suflet, această relație de suflet a fost blocată. Au fost niște chestii de rezolvat. Deci a fost. A trebuit să se manifeste adevărul, a trebuit să se rezolve adevărul undeva în plan secund, să zic. Plan secund pentru această relație, dar prin plan pentru cel puțin una dintre cele două persoane care a trăit, nu știu, el, ea, care a trăit asemenea toxicitate. Dar în prezent, 5 de spade și 6 de cupe. Se dorește o împăcare, dar... Ia să vedem, regina de monede. Lumea. Ia uite, iar e o separare, 3 de băte, turnul și 7 de... E o separare care vine cu granițe. Vine cu așteptările astea în care unul dintre voi ați fost puși, vă învață să stabiliți granițe personale și cu oamenii din trecut și cu noile suflete perechi. Aici e o lecție învățată, aș spune. Pentru că nu vreți cu sufletul pereche, cu cine o mai fi, să mai experimentați situații de genul ăsta. Asul de cupe și judecata, turnul. Interesant. Clar, cu șase de cupe și judecata și tot avem Mercur retrograd, o să-și dorească cineva să vină, cineva din trecut cu care ați stabilit ori sufletul pereche, ori persoana toxică, nu știu care din ei, sau poate amândoi. Poate amândoi. Dar e Mercur retrograd, clar,
Vor dori. Cel puțin două persoane să se împace cu voi, să-și aducă aminte. Nu știu de ce, dar nu cred că acest as de cupe ar putea să fie un nou început după separările prin care ați trecut, un nou început într-un mod neașteptat, explozibil, să zic, dar judecați bine, că dacă vine în perioada de retrogradare, e bine să amânați, apropo de 7 de monede care a apărut de două ori, să amânați pentru alte, să zic, perioade când planetele sunt mai potrivite pentru începuturi, aș spune. Lumea și regina de monede. Aș spune că ați putea să aveți un succes. Dar, dincolo de acest succes al unora dintre voi, am zis, dacă vă învățați să vă vedeți valoarea dincolo de ce ați experimentat până acum, încheiați un capitol mare și o să fiți mult mai atenți, cum am spus mai devreme, mult mai atenți. Ceea ce vreți să manifestați, apropo de relații, ceea ce vreți să manifestați de acum încolo, 6, da? A venit 6 de cupe, 6 și îndrăgostiții. O relație cu un suflet pereche în care doar unul se gândește la el sau ambii se gândesc la celălalt. Chestiune de reciprocitate. Nu știu, așa văd cărțile. Să mai vedem. Da, cineva va... Poate că soțul, fostul soț sau fosta soție va vrea să se împace. Poate că și, eu știu, sufletul pereche undeva va atrage. Vreți voi să vă împăcați sau ei, eu știu ce, sentimente cu 6 de cupe de nostalgie. 10 de bute. 10 de bute, 8 de monede. Dacă ați muncit într-un loc în care ați avut foarte multe, într-un job în care ați avut foarte multe responsabilități, s-ar putea unii dintre voi să vă... Să vă gândiți la o redirecționare. Să vă căutați un alt job, așa simt, în fine. 9 de cupe, stai să mai vedem. 9 de cupe. 9 de cupe, justiția. Și planuri de viitor. 8 de cupe. 8 de cupe. Opt de cupe, opt de bâte. Cineva lasă toate problemele în spate și merge cu viteză într-o nouă direcție. Mai spre sfârșitul lunii, mai spre octombrie, poate chiar spre noiembrie. Acum interesant că apare balanța pe această verticală și la regina de monede și a apărut și mai devreme. Și aici, justiția și 9 de cupe. Poate aveți pe cineva cu marcaj în balanță în preajma voastră, care... Trebuie să învețe să se iubească. Mai dăm o carte pe justiție. Justiția și regina de cupe. 9 și cu 10. Pentru unii posibil să fie o balanță care speră la un semn de apă. Un semn de apă. Acum, nu obligatoriu. Pentru alții. Să
sunteți voi, cum am zis, încercând să vă echilibrați, iar vorbim de 60 de echilibru. Învățați să vă echilibrați, să vă iubiți și să vă atrageți. Am zis, mai e nevoie de o cupă, am spus mai devreme. Aveți nevoie de o cupă specială, nu orice fel de cupă. 9 și cu 1, 10. În momentul în care renunțați la relațiile care sunt prea mult și pentru voi și poate și pentru partenerii voștri, că uneori unii oameni sunt mai intenși și atunci sunt prea mult pentru cei din preajmă, știu cum e. Vă concentrați pe munca voastră, pe stabilitatea voastră financiară, vă transformați viața, vă reechilibrați și financiar, și emoțional, și mental și învățați să vă atrageți într-un fel sau altul. Și vindecare, apropo de stea, și persoane care vă sunt potrivite, ar spune. Și lăsați în urmă, am zis mai devreme, lăsați în urmă cupele goale, eu știu, lucrurile sănătoase și mergeți cu direcție în sus, înspre relații, înspre situații care vă ajută. Ia uite, e un nebun aici, totuși. Nu știu exact, dacă sunteți voi aici, Justiția, Regina de Cupe și 9 de Cupe și nebunul, sunteți voi într-o nouă relație sau cineva din preajma voastră va începe o nouă relație. Este o speranță care a fost amânată tocmai din dorința de a vindeca niște traume. Nu pe 8 de bute o carte, te rog frumos. 8 de bute. Ia uite, îndrăgostiții, dar a venit pe orizontal. Ce am zis mai devreme? 6, nu întâmplător apărat. Am făcut și un channeling, nu? 6. Și regele de bâte, da? Semn de foc. Între două. Între, poate un semn de pământ, eremitul, fecioara, dar mai ales și un semn de alt foc, dar mai ales, trebuie să vă găsiți perechea potrivită după o îndelungă așteptare și separare. Trebuie să învățați să alegeți corect. Nu oamenii care vă atrag erotic, ci care vă completează pe mai multe paliere, aș spune. De-aia zic, trebuie să judecați. Orice vine neașteptat, acum dragoste, o nouă dragoste, într-un mod neașteptat, judecați bine. Cântăriți, apropo de balanță, de cântar, cântăriți. Ce vă umple sufletul, nu doar fizic, nu doar financiar. Ați trăit probabil și relații bazate pe, eu știu, chestiuni financiare, sexuale, extreme. Dar în viitor, acum încheiați un capitol mare și în acest capitol vă regăsiți adevărata valoare. Nu, eu sunt cea mai bună, sunt cel mai bun, că-s verbec, eu sunt. Nu. E altceva, e o transformare cu 2 și cu 6, e o transformare, e o vindecare. Așa văd lucrurile. Sper să fie pentru cât mai mulți, pentru că adesea ne și iluzionăm. Hai că-s berbec, eu sunt leu, că eu sunt, nu știu cum. Nu. Suntem mai mult decât o zodie. Suntem oameni foarte complexi și trebuie să trecem prin situații foarte complicate, dureroase, că tot am văzut 3 de spade pe care le lăsăm în urmă. Ca să manifestăm, repet, ia uite, valetul de monede și 8, iar apare. Și stea, interesant. Și 10 de monede, interesant. Și soarele, interesant. Și îndrăgostiții. Și regina de bâte, care este așteptată de regele de bâte. Ia uite, dar e chiar aici regele de bâte. Și cu regele de ia uite, neică. Sunteți nebuni? Wow! Și moarte, mincinoșilor, moarte, fugăcioșilor, furăcioșilor, cei care, interesant, e un fost, o fostă care v-a mințit, o relație de suflet din copilărie care v-a mințit, poate să fie și rudă, da? Puneți capăt aceste relații și, fai, spre ce mergeți, vedeți cum întâmplător ce înseamnă să tragi cu ochii, spre ce mergeți, dar cântăriți bine, alegeți, că îndrăgostiții nu vorbesc,
cartea asta nu vorbește doar despre dragoste, o dragoste divină, dar trebuie să învățați să alegeți. Zise bine până la urmă, nu? Ha, până la urmă zise bine, totuși avea zice bine. Sometimes, pentru unii, cu care rezonează. Ia uite, find the balance, ia uitați ce frumos. Dragii mei, nu mă refer la zodia balanței, care e în poziție cu voi, într-adevăr, e vorba de relația voastră cu voi înșivă. Fără extreme, un pic centrați, măcar un pic, din când în când. Ce frumos! Detoxifiați-vă! Ce frumii, frumii! Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală! Ceau, ceau!